Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim din nou prin lumea scepticismului. V-am promis de mai multă vreme că vom încerca o călătorie și pe net, nu pe bloguri. Nu, nu. O vom face și acea călătorie în, așa, în peisajul scepticilor. Să vedem bloguri în care ideea că ai nevoie de o dovadă atunci când susții ceva este bine argumentată, este bine fundamentată. Nu, în această emisiune vreau să călătorim pe net în căutarea năzbâtiilor. Apropo, pe zidul meu, pe wall-ul meu de Facebook, unii dintre dumneavoastră chiar au văzut mesaje care le primesc eu de la Homme de Bretagne, de la un anume Van Daren și de la Esmeralda. Am mai povestit eu în această emisiune despre felul în care am ajuns eu la Esmeralda și la aceste trei personaje. Era pe zidul meu de, și bănesc că și pe al dumneavoastră, un link către o chestie ezoterică la care, pe care dacă dai click vei afla lucruri cum, care te vor ajuta să te salvezi de la. Și eu am făcut testul mai departe după ce am dat click-ul pe Esmeralda, mi-am lăsat și adresa mea de mail pentru ca ea să aibă posibilitatea să mă salveze. Și cele trei personaje pe care vi le-am anunțat eu mai devreme, cei care au s-a uitat pe zidul meu de Facebook, deja, cum să zic, au apucat să se delecteze. Dom'le, e un întreg campionat pentru a fi eu acel salvat și nimeni altcineva. Domnule Cristian Român, avem o veste nemaipomenită pentru dumneavoastră. Uitați, v-am făcut un talisman care știu că aveți probleme cu banii. Și acest talisman, banii și așa mai departe vor veni. Sau fericirea. Uai, curge fericirea pe lângă mine, valuri, valuri, râuri, râuri, fluvii de-a drept. Numai fericire prin jurul meu, pentru că cele trei personaje fac eforturi deosebite. Și au dedicat, înțeleg eu, întreaga existență numai mie. Ce am de făcut eu ca să iau așa gratuit întreaga bunăstare pe care materială și spirituală pe care personajele cu pricina mea oferă, n-am nimic de făcut decât, dom'le, am o mică problemă, eu scot o carte care să salveze întreaga planetă, întreaga omenire, bine, nu merg chiar către galaxie și univers, dar planeta o salvează și am nevoie de ridicol, 20 de euro. Adică pe mine mă umplu de bani, nu-i așa, gratuit, și ei nu-și pot face un mic talisman? Mă rog, bănuiesc că sunt puțini extrem, sau nu, mai bine zis, sper că am avut surprize mari în ultima vreme. Sper că sunt puțin naivi care au marșat pe personajele respective și au și dat bănuțul. Nu? Mă gândesc că ar putea să fie destul de mulți la câtă naivitate, cum să spun, țara o străbate. Tot din zona aceasta, tot datorită faptului că i-am dat adresa mea Esmeraldei, primesc și leacuri minune. Domnilor, doamnelor, uitați care este problema. Mulți dintre noi se confruntă cu un exces de strat adipos. Este bine cunoscut faptul că o cură de înlăturare a stratului adipos, una dintre multele, se bazează pe utilizarea supei de varză. Ar trebui să bei litri de supă de varză în fiecare zi. Ei bine, eu am primit un mesaj în care, domnule, supa aia de varză, litrii aia care, așa, într-o pastilă, domnule. Ai o pastilă cu supă de varză așa de mică, concentrată, bineînțeles, ai mâncat aia și arăți. Și pozele care ilustrau mesajul erau de-a dreptul încântătoare. Bine, mă rog, puteau să pună niște domni, au pus niște doamne, domnișoare, în pozele alea, nu și-au dat. Dar mesajul mi-era adresat mie, domnule Cristian Român. Mă rog,
Vă întrebați de ce nu vă prezint imagini și texte din acea năzbâtie? Păi, vă spun eu ce s-a întâmplat. Am fost atacat psihotronic astăzi și mi-a căzut netul exact când pregăteam zona cu acești ezoteriști. Dar nu e nicio problemă. V-am zis, intrați pe zidul meu de Facebook și căutați așa mai înspre trecut și veți găsi lucruri de-a dreptul emoționante. Eu de câte ori postez și spun și afirm, sunt un pic de emoționat. Îmi dau lacrimile. Câtă grijă poate să aibă niște oameni care nici măcar nu mă cunosc decât după nu. Este extraordinară lumea aceasta a ezoterismului. Iubire peste iubire peste iubire. Acum trecem la alt subiect. Va suferi emisiunea asta din cauza că v-a spus s-a atacat fiind psihotronic calculatorul meu. Exact. Da, exact. Însă fac ultimele pregătiri pentru emisiune. N-am să vă pot delecta, să zicem așa, cu gânduri din acelea năprasnice venite din zona internetului. Tot de pe zidul de Facebook, acolo dreapta, știți unde e zona de reclame, bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră, adesea apar tot felul de năzbâtii. Am găsit o chestie care mă ajută să economisesc benzină, combustibil în general. Am dat click, bineînțeles, să văd despre ce este vorba. Și am aici o poză, chiar de pe site. Am, bineînțeles că am mascat. Asta era în vremea în care internetul, calculatorul meu nu era atacat din punct de vedere. Și am mascat produsul cu pricina. Beneficiile economizorului ăsta de benzină. Fiți atenți aici că trebuie să seminarizăm, să discutăm, să analizăm. Primul punct. Reduce consumul de motorină sau benzină cu până la 22%. Excelent pentru companiile de taxi sau transport. Le citesc pe toate și le vom discuta în detaliu. Optimizează structura moleculară de combustibil și ajută la arderea completă. Are rezultate excelente pentru motoarele pe benzină, motoare diesel, motorină și GPL. Este eficient pentru aproape orice tip de vehicul, automobil, camion, autobuz, jeep, bărci cu motor, motociclete. Aici trebuie să o spun de pe acum, de parcă ar conta vehiculul. Doamnelor și domnilor, contează motorul. Poate fi instalat cu ușurință la orice mașină, numai câteva minute, fără cunoștințe speciale și instrument. Și aici am permis un comentariu. Nu-ți trebuie niciun fel de cunoștință. Dacă n-ai niciun fel de cunoștințe, cu siguranță îți vei putea monta acest dispozitiv. Este eficient indiferent de regimul de conducere și de anotimpul în care este folosit. Bun, primul punct. Reduce consumul de motorină sau benzină cu până la 22%. Doamnelor și domnilor, această afirmație nu este o păcălare. Vă garantez eu că este una foarte corectă. Cu până la 22%. Dacă analizăm semantic, morfologic și sintactic și cum doriți dumneavoastră, înseamnă că poate să fie și zero reducerea de consum de combustibil. Ba mai mult decât atât. Dacă vom utiliza matematica în modul cel mai general, vom putea afirma că și o sporire a consumului înseamnă o economie de combustibil. De data aceasta, o economie negativă. Optimizează structura moleculară de combustibil și ajută la arderea completă. Obișnuitele afirmații din acelea menite să, cum să zic eu, să păcălească. Obișnuitele afirmații care par așa științifice, scoase frumos așa de către un om de știință, astfel încât să te convingă. Vedeți, de asta zic, dacă la Esmeralda și compania trebuie să fii extrem de naiv, aici trebuie să fii doar naiv, nu extrem de naiv. Poate fi instalat pe orice mașină, numai câteva minute, cum am mai zis mai devreme, nu contează. Acum, haideți să vedem niște probleme logice. O economie de consum de combustibil de
până la 22%. În momentul de față, industria aeriană se confruntă cu probleme grave legate de creșterea costului carburanților. Producătorii de motoare, de aviație, cum să spun, cheltuiesc multe sute de milioane de dolari pentru a reduce cu 1-2% consumul. Nu mai mult. 1, 2, 3. Asta costă sute de milioane de dolari. Pe de altă parte, cei care construiesc avioanele, ca atare, folosesc tot felul de, cum să spun eu, de rafinamente pentru ca necesarul de combustibil al avionului să fie mai mic. O aerodinamică din ce în ce mai avansată pentru a reduce consumul de combustibil. Și asta costă sute de milioane de dolari. Păi nu e mai bine cu o chestie de asta care costă, eu știu, nici nu știu cât costă, că nu m-am uitat la preț. Să zicem, câteva sute de euro să rezolv problema avioanelor, combustibilul consumat de avioane. Sigur, va spune că e vorba de motoare pe benzină sau motoare diesel, deci nu motoare de-astea cu ardere internă, poate că ar vrea să spună, nu de-alea cu cum să zic eu, de tip motor cu reacție. Dar, vedeți dumneavoastră, se întâmplă că tot în text găsim. Principiul de funcționare se bazează pe un posibil. Iar și o chestie subtilă, strecurată. Posibil. Nu zicem că așa e. Proces de deionizare prin rezonanță. Ma, nu e așa că v-a copleșit? Va trebui, bineînțeles, să ne întrebăm ce aia deionizare și ce aia rezonanță. Și ce legătură ar fi între cele două. Aceasta poate îndepărta lanțurile de hidrocarburi din combustibil și se poate îmbunătăți amestecul cu lanțurile de oxigen pentru ardere complet. Dom'le, aia cu lanțul de oxigen să o lăsăm mai moale. E vorba de molecule de oxigen. Într-adevăr, avem, nu știu, macromoleculele acelea de hidrocarburi, nu-i așa, care se separă mai bine și contactul cu oxigen este mai bun. Poate elimina cauzele acumulării de carburi cu ajutorul acțiunii de autocurățare prin combustie completă și poate spori durata de viață a motorului. Vedeți? Tot timpul poate, 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 poate. În plus, acesta poate, iarăși poate, are ardere completă și poate mări puterea de tracțiune, putând contribui la un consum mai redus de benzină, motorină, diesel. Vedeți, iarăși, aici este, cum să vă zic eu, strecurată oarecare chestie. Poate, 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 poate. Dar oricum, descrierea principiului de funcționare ar fi valabilă și pentru un motor cu reacție. Oare de ce n-ar profita companiile de transport aerian de o asemenea chestie? Dar nu numai ele. Mai sunt niște actori extrem de interesați de un consum de combustibil redus. Este vorba de militari. Este vorba despre armată. Sistemele acestea logistice în care se transportă tot ce este necesar pentru ca, eu știu, să fie desfășurată o acțiune de luptă, este extrem de complex și implică folosirea de resurse imense. Ori a avea nevoie cu până la 22% mai puțin combustibil pentru vehiculele, tancurile, transportoarele blindate, eu știu ce mai are nevoie de combustibil pe câmpul de luptă, păi asta ar fi o chestie nemaipomenită. Oare de ce nu folosesc armatele chestia asta? Știu, știu, știu. Și știți și dumneavoastră ce vi se va spune. Este o conspirație mondială, domnilor. Este o conspirație mondială a companiilor petroliere care nu e așa, nu vor să lase tehnologiile astea care pur și simplu ar, cum să vă zic eu, pur și simplu ar revoluționa transporturile. Deci ăștia nu vor să le lase pentru că e o conspirație mondială. Împotriva argumentelor cu conspirația nu prea poți lupta. Și am mai găsit un document de la Comisia de Comerț a Statelor Unite, pentru că ăștia, domnule, nu știu cum se întâmplă, chiar verifică niște chestii. Deci economizoarele de combustibil, astea v-am mai prezentat eu și cu altă ocazie. Adevăr sau păcăleală? Și nu intru iarăși în detaliu. Deci au fost studiate mai multe tipuri de economizare de combustibil. Cele care sunt marcate cu asteris au avut un efect măsurabil, dar foarte mic, economie de
combustibil. Alte dispozitive au avut ca efect creșterea de consum de combustibil. Ei bine, în ceea ce privește, deci pe lista celor care nu au niciun efect, nici măcar slab, sunt dispozitivele cu magneți, cum era și cel mai devreme. Aceste dispozitive magnetice legate pe linia sau în afara lanțului de alimentare cu combustibil, conductei de combustibil, se susține că ar schimba structura moleculară a benzinei. Ceea ce ne spunea și mai devreme distinsul site. Și a evaluat mai multe versiuni, nu apare și versiunea prezentată în site-ul despre care vă vorbeam eu. Eu am apucat să mai fac o cercetare, pot să revin în cadru, iarăși nu am ilustrată aici, în care am căutat informații din România despre economizorul acesta de combustibil și am intrat pe forumuri. Aici are și un lucru care trebuie remarcat și cei care vând asemenea produse intră pe forumuri. Și am găsit persoane care economiseau de nu mai puteau combustibil folosind un asemenea dispozitiv. Era evident un mesaj de reclamă. Acum sunt puțin mai subtil, nu plasează exact același mesaj în mai multe formuri. Sunt variațiuni pe această temă. Dar sunt convins că există cineva în fiecare dimineață ia toate forumurile în care a apărut o întrebare sau o discuție legată de economizorul respectiv și asta e valabil cam pentru orice și vine și postează acolo. Chiar ar fi interesant odată, n-am timp, dar dacă o să am timp, o să încep să văd după nickname-ul. Trebuie să-și pună cumva și o adresă de mail. E adevărat, va trebui să mă înscriu pe cât mai multe forumuri ca să pot avea acces la informațiile complete legate de diferiți utilizatori. În calitatea mea de guest nu pot aduna asemenea informații. Dar fi interesant de văzut de unde provin comentariile de susținere pentru diferite năzbâtii. Ieșim acum repede din lumea internetului. Da, avem destul timp. Pentru că domnule, eu tot văd la televizor o reclamă. Aproape că m-ai esterizat. Aș fi putut să vă pun și eu aici pe ecran, să o vedeți și dumneavoastră, să o ascultați și dumneavoastră, dar parcă e dată prea des și parcă ar fi însemnat că la rândul meu fac reclamă. Reclama are următorul text. Orice pastilă are un efect secundar care se tratează cu altă pastilă care are alt efect secundar și tot așa. Alege remediile au un nume 100% naturale și care au doar efecte secundare pozitive. Acum cu 20% mai multe comprimate și aici este important. Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Revin în cadru. Mesajul acestei reclame este de-a dreptul enervant. Ideea pe care o sugerează ea este că orice pastilă, dar nu orice pastilă din acestea 100% naturale, cum vă dați seama mai încolo, orice pastilă a medicinei, de fapt, are un efect secundar. Este adevărat. Multe dintre medicamente au efecte secundare care, în bună măsură, sunt foarte bine cunoscute. Care e problema? Dar aici este, de fapt, un atac la medicina zisă alopată. De fapt, la medicina bazată pe dovezi. Într-o reclamă care este difuzată suficient de des. Numai la pastilele alea, că au efecte secundare. Ia pastilele noastre, că sunt 100% naturale și au numai efecte secundare pozitive. Bine, în limbajul lor ar fi fost mai frumos benefici. Da, am intrat pe site-ul lor. Să văd. Pentru că în reclamă o să vedeți, sper să nu vedeți că vă enervați. Deci apar mai multe produse pentru diferite afecțiuni. O să am două dintre prospectele lor. Acțiuni, unul dintre remedii
mai bine zis, antiviral, antibacterial, imunostimulant, antiinflamator, tonic respiratoriu, diaforetic, depurativ, indicații. Și vreau să remarcați cu ce începe. Se utilizează ca adjuvant în gripă. Ce înseamnă asta? Că acest produs trebuie să fie luat împreună cu o pastilă, domnule. Pentru că adjuvant înseamnă că potențează efectele medicamentului. Asta este adjuvant. Bine, nimeni, cuvântul adjuvant nu este chiar un cuvânt la îndemâna oricui. Eu, ca să fiu sigur, m-am uitat frumos în dicționar. Dar pentru cei care, mă rog, să zicem că n-ar înțelege cuvântul, se consideră că această pastilă, că e tot o pastilă în comprimat, e bun la răceală, gripă, viroze și așa mai departe. Alt produs, care este un amestec de plante cu acțiune imunostimulentă, aici e altul, antivirală, fiind recomandată în infecții virale cu diferite localizări. Deci, ni se face o recomandare medicală referitoare la un alt. Asta este alt produs. Nu îi spunem numele. Acțiuni. Imunostimulant, antibacterian, antiinflamator, diaforetic, depurativ, expectorant. Iarăși la indicații. Se utilizează ca adjuvant. Ca adjuvant. Nu? În scop de tratare. Deși în paragraful de mai devreme ni se spune că este recomandat în afecțiuni, cum ar fi infecții virale cu diferite localizări. Are și contraindicații, sarcini, alăptare, alergie la propolis sau orice dintre componentele produsului, intoleranță la lactoză. Se spune că n-au contraindicații, nu în reclamă, dar așa ni se spune nouă, așa în subtext. Repet, nu reclamă, dar așa e un curent de opinie, cum că astea naturale, ierburile, n-au contraindicații. De fapt, au. Și au chiar și efecte secundare. Vreau să revin în cadru. Este o chestie despre care o să discutăm în continuare mai în detaliu. Această reclamă, mi se pare că cea despre care am vorbit mai devreme, este o reclamă care este din categoria celor negative. Nu luați medicamente ale medicinei bazate pe dovezi, ci luați de ale noastre, că alea vă fac rău. Asta este un soi de reclamă negativ. Nu prea mă pricep eu la avocăție să argumentez cu paragrafe de lege. Dar pe de altă parte, vedeți și dumneavoastră o sumedenie de reclame pe posturile de televiziune cu tot soiul de produse care sunt bune pentru diferite afecțiuni. Pentru diferite afecțiuni. Și la sfârșit, acesta este un supliment alimentar. Nu vi se pare oarecum o contradicție? E supliment alimentar sau e medicament? De ce vreau să ajung aici? Pentru că există o lege. Norma 19.06.2007 privind suplimentele alimentare. În articolul 2. În sensul prezentelor norme, termenii folosiți se definez după cum urmează. Supliment alimentar. Sunt produse alimentare al căror scop este să completeze dieta normală, vedeți, asta e supliment alimentar, și care sunt surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic, separat sau combinat, în combinație, comercializate sub formă de doză, cum ar fi capsule, pastile, tablete, pilule și alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurături, și alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantități mici, măsurabile. Nutrienți, deci a doua categorie, sunt următoarele substanțe, vitamine, minerale. Articolul 6. Conform prevederilor hotărârii Guvernului, numărul privind etichetarea alimentelor, cu modificări și completările ulterioare, numele sub care sunt vândute produsele specificate în prezentele norme este acela de supliment alimentar, cum se spune și în reclame. Și acum atenție! Etichetarea, prezentarea și reclama nu trebuie să atribuie suplimentelor alimentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane, ori să facă referire la asemenea proprietăți. Articolul 12.
Publicitatea suplimentelor alimentare este permisă numai după avizarea conținutului materialului publicitar de către Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice și încă o dată. Nu poate face referiri la tratamente, prevenție, afecțiuni. Suplimentele alimentare se administrează pentru menținerea sănătății, pentru promovarea creșterii și dezvoltării organismului. Bă, astea erau pasajele pe care le pregătisem eu pentru dumneavoastră. Vedeți, dacă stăm să ne uităm pe reclamele de pe posturile de televiziune, veți vedea că aceste suplimente alimentare, deși ni se spune la sfârșit că e supliment alimentar, e bun pentru gripă, pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia altă. Nu cumva aici se încalcă oarece lege? Iarăși, nu știu. Nu mă pricep. Nu sunt avocat. Poate, eu știu. Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Și vreau să mai subliniez ceva. Pentru că știu că unii dintre cei care vor vedea această emisiune vor fi enervați, supărați, deranjați. Eu n-am nimic împotriva plantelor medicinale, produselor naturale, produselor de acest tip. Dar utilizarea lor chiar și ca adjuvante, ar trebui să se bazeze pe dovezi, pe niște teste clinice efectuate asupra lor, pentru a vedea sunt sau nu eficace. Nu cumva e doar o poveste, eficacitatea lor. Ele sunt prezentate, așa cum v-am arătat la mai devreme, ca înlocuitorii pastilelor care nu așa dau efecte secundare. Aici este marea problemă. Aici este lucrul extrem de complicat asupra care ar trebui să medităm cu toții. Nu mai am decât câteva secunde din această emisiune. Vom continua, probabil, acest subiect și săptămâna viitoare. Deci vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră Cristian Român. Prin televiziune, Universitatea la dumneavoastră.